Vineri a avut loc cea de-a 8-a ediție a conferinței internaționale Security Challenges in the Balkans, organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, în parteneriat cu New Strategy Center. Evenimentul a reunit la Timișoara invitați cu o vastă experiență profesională pentru a dezbate provocările clasice și emergente de securitate, precum și oportunitățile de dezvoltare din regiunea Balcanilor. Agenda dezbaterilor se concentrează pe provocările actuale de securitate în regiunea Balcanilor, având în vedere și contextul dificil al războiului din Ucraina, procesul de extindere al NATO și UE în regiune, securitatea economică și prosperitatea regională. Cred că e foarte important că Timișoara devine un punct pe harta evenimentelor care au în vedere securitatea și provocările din Balcani. Deja o tradiție, vorbim de 8 ani. Această conferință a traversat momente dificile nu doar pentru Balcani, ci pentru întreaga Europa. Amintiți-vă de edițiile din 2020-2021, anii pandemiei, când am discutat despre modul în care pandemia afectează stabilitatea în regiune. Acum ne confruntăm cu o altă mare provocare de securitate la adresa Europei, vorba de războiul din Ucraina, care afectează și ceea ce se întâmplă în Balcani. Marea Neagră și Balcanii fiind practic o zonă foarte apropiată și reprezintă un spațiu comun de securitate. Este important că avem oficiali care vin. La această ediție, în sală, sunt prezenți cei care răspund de Balcani din Ministerul de Externe francez și Ministerul de Externe al Turciei. Anul acesta este acordată o atenție deosebită impactului dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv asupra tehnologiilor disruptive în actualul cadru provocator de securitate.